Și mlemanul Vasile Valer Boier, arestat preventiv la sfârșitul lunii martie într-un dosar de delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani instrumentat de DICO Țălaș, a primit mandat de arestare și în județul Bihor. Și mlemanul este cercetat acolo de DNA, Biroul Teritorial Oradea, într-un dosar în care acesta este acuzat de evaziune fiscală cu produse petroliere, valoarea prejudiciului produs bugetului de stat fiind estimat la 14 milioane de euro. Între timp, în dosarul din Sălaj, Boier a contestat din nou măsura arestului preventiv. Curtea de apel Cluj va lua o decizie luni, 12 mai. Chiar dacă, prin reducere la absurd, instanța clujeană ar decide eliberarea lui, Boier ar rămâne în arest în baza mandatului emis de Tribunalul Bihor.